Hai, salutare, guys, și nu uitați de butonul de like, subscribe, sau de pe serverul Atalante, sunt de vă aștept și pe voi. Am văzut o mică treabă, o mică problemă, aș putea să zic, în care am omul la microfon. Ceea ce n-am observat și nu mi-a zis nimeni de treaba asta. Apropo, aveți foarte multe reduceri acolo pe Neva, puteți să apăsați pe link și vă dă automat. Ce am vrut să fac? Să mă duc până la ATM. Depozit, depozitează 4.000 la mine, punem 3.000. Am făcut prima oră. Și stai că nu mai știu pe unde sunt questurile. Misiuni. Ok, le-am făcut pe astea, nu? Adică totuși. Da, mă rog, hai să venim să facem fish, dacă tot stăm pe aici, sau mergem la curier. Hai să mergem la curier. Cel mai ok. Dar de ce se aude chiar așa de tare? Nu știu, parcă... Stai că am uitat de treaba cu... Da, stai. Meniu job, curier. Da, ok. Am făcut prima oră. Deci am făcut prima oră pe server. Așa că sute mai ok. Acum am modificat un pic aici la setări la OBS, încât să și vedeți voi un pic mai ok. Deci fii atent, la mine acum se vede modul de grafică, wow, super înaltă. Știți că eu nu mai am mod de grafică. Adică am instalat network grafic pentru cei care joacă Rage MP. Am explicat. Stai să dau un pic mai încet. Așa, perfect. Am instalat și am zis că... Bă, asta e, hai să mergem să încercăm. L-am instalat, mi-a dat tot felul de erori, efectiv n-am mai avut ce să mai faci cu el. L-am dezinstalat, cred că vreo 15 restartul la PC și mi s-a pus modul de grafică. Dar eu nu am network grafică în PC, ca să știți. Da, asta e. Ok, hai să mergem la... acolo, dincolo. Încă nu mi-a dat alte questuri. E posibil, poate un pic mai după masă să se modifice, cum ar fi. Apropo, ce vreau să vă întreb în legătură cu web-ul. Eu am schimbat web-ul în alta, l-am mai crescut un pic, dar cum arată ok? Mamă, ce ciudat să vede, ești nebun? Nu mi se încarcă texturile. De ce nu mi se încarcă texturile? Asta e o întrebare 100% ciudată. Ok, hai că îl schimb aici pe episod de data asta. Web-ul. Că un pic mai mic. Parcă totuși. Da, să vede un pic din colțuri. Da, mă, aș putea să fac așa și o să mă vedeți un pic cam pătrat. Da, în fine. O să termin episodul și o să schimb eu setările, că altceva oricum n-am ce să fac, credeți-mă. O să le pun toate pe high, cum a fost stabil, și acum sunt pe high. Da, cred că le pun pe very high, cum a fost înainte. Și cam atât tot, nu cred că o să mai am nevoie de un mod de grafică vreodată. Poate dacă o să găsesc unul, dar nu trebuie NB proste de alea, nu. Ala nu trebuie. Cel mai ok e network grafic, numai că dă și el erorile alea, știți bine că na, nu e a nostru și asta e, nu știu, sau pe faza aia de a-ți cumpăra premium. Ce am zis, mă, s-o pus un net, s-o pus ăla, mă, modul ăla. Mă scuzați pe mine de urechi. Se scurăți, poate un pic mai după masă, se va termina. Vă aștept și pe voi pe server, ca să știți. Și cum Dumnezeu îmi cui mașină. Bun, hai că am încheiat-o. Dar trebuie să mă duc să-mi dau demisia de dincolo și să mă angajez la sărăcia asta, așa-i? Te-ai angajat cu succes, perfect. N-am luat ce bucă încep în picioare, what the fuck. L-am schimbat un pic pe ăsta. Hai să mergem cu Duba. Meme.
Unde domnule, eu? Stai, că am învățat unde trebuie să mă duc. Am și uitat cât timp. Bă, așa îmi place să petrec timpul pe server. Chiar e un server ca lumea. Numai că, na, acum cu prima oră. Oh, ce mult ai petrecut, happy. Da. Uite, cam asta s-o treabă. Bă, vă știu și pe voi pe server oricum. Stai să văd, e bine webul. E bine și ar mai putea, dar n-am fine. Hai să mergem aici pe zona cealaltă. Bă, data trecută când am avut cu Paci, nu mi-a... Cum se numește? Nu a fost chiar peste tot. Dar acum, adică, dacă observați mai bine, e cam... Mă, dar ce e ăsta? Extended? Sturbage? Sau ce ar fi? Extended? Băi, what the fuck? De ce nu? Dar tot așa arată. Nu e o mare diferență, sincer. Că nici ăla parcă nu e ok să-l dai 100%. Na, vedem. Asta e. Hai să mergem la livrat. Să facem niște bănuți. Am 15k. Aș putea să mă duc să-mi iau mașină. Dar mergem să stă, adică îi lăsăm acolo în bancă. 15-16k. Hai să vedem mai mult cât luăm. Oricum, din câte v-am și povestit, dacă e adevărată faza cu questurile, de acolo puteți să faceți bani cel mai bine. Credeți-mă. Adică v-ați văzut pe episoade, pe un alta, nici nu trebuie să vă chinuiți. Ok. Let's go. Ah, bun, hai că am luat pachet. Ui, what? Le aud până apoi. Bro. Nu, ceva nu e... Nu e ok. Prea frumos să serverul, mă jur. Deci poți să le iei pachetul și să-l pui efectiv înapoi. Asta e scriptul ăla pentru... Cum se numește? Au ăștia mafioți ăștia de pe server, știi? Posibil, n-am nicio idee. Oricum, chiar stăteam și povesteam cu cineva că, bă, ce realistic, că sunt foarte multe servere și cum am și zis că majoritatea vânătorilor încearcă să facă servere exact cum sunt în viața reală cu scripturi cu un altă. Deci, dacă ai un developer care știe să facă treburile astea, păi, bro, crede-mă, n-ai nicio idee, n-ai nicio treabă, adică te ajută 100% și poate orice mișcare să facă ca și un num, știi? Bine că multe chestii încă sunt de la GTA 5, sunt de la Rockstar, dar dacă știi să le combini între ele, cum ar fi, ajungi foarte departe, crede-mă, adică, apropo, abia aștept să termin seria cu Metro Exodus, ca să ne apucăm de Warhammer, o să-l jucăm și noi. Să vedem totuși cum e jocul, îmi place foarte, foarte mult și am zis, bă, trebuie să-l încercăm. Așa că stați pe aproape, apăsați butonul de like și subscribe. Bă, cu ăla posibil să facem mai multe live-uri. Că da, să vedem cum e story-ul, să reacționăm live pe el și chestii de genul. Apropo, toate informațiile le aveți în descriere, Instagram-ul meu, Discord-ul, da, link-ul de la Enevat, sigur. Ce mai avem nevoie? Veniți, mă întrebați un alta. Apropo, mă repet, pentru cine joacă? Samp, GTA San Andreas, aveți modul meu de grafică, bine meu. Mi l-a dat cineva, adică am înțeles de la băiatul la era RPG, tot streamer. L-aveți, cred că acolo pe anunțuri la mine pe Discord. Deci acolo puteți să intrați, să vă uitați și să, clar, să apăsați o reacție. Da. Dacă ai luat ăsta și cam atâta tot. Stai să mă duc să-l iau. Perfect, zici că pachet de ăsta de țigări. Cutie de aia de țigări, de fapt. Pachet de țigări, what the fuck. Bă, sunt curios acum cum se va vedea calitatea videoclipului, că iar am schimbat un pic. O să mă umple, iar C-ul și D-ul, mă rog, nu contează, facem un videoclip și îl ștergem și asta e. Și abia aștept să,
să văd după aia, să stau să mă uit. Bine, că nu mai are diferență, aș putea să fac și la vreo întreaba aia, numai că nu știu la câte update-uri noi au dat cei de la Rockstar, nu, de la OBS. Au fost prea ciudate de multe ori, adică față de 2019, sincer, să vorbesc cu voi, 2019 e super, super ciudat, adică nu mă așteptam să ajung OBS-ul chiar așa de prost optimizat. Sincer, mamă, e prima dată când prinde aici, aici, nu? 61 de dolari, atât că package experiență, prea mai bine e fish, deci din recomandarea mea e mai bine fish-ul, ca să vă zic așa pe românește, pentru că se și vede motivul, trebuie să stai să te plimbi bine aici, nu e chiar așa nebuneală cu curierul, adică nu e chiar așa nebuneală, da, dar pe care face ce vreau, cum ar fi pe server și asta e. Am terminat și noi acum, mergem să ne luăm bănuții. Unde? Acolo. Mă duc să-mi iau mașina. Let's go. Acum e bine că e dimineață și nu-s chiar așa de mulți player. Mă scuzați pe mine. Careva mă pominește. Bă, dar ce diferența acum când joci GTA San Andreas mult. Că am jucat o perioadă, deci nu pot să zic, dacă v-ați uitat la mine pe statistici acolo pe site-ul serverului, am jucat destul de mult, adică, da, mai facem episoade, mai râdem, de cât am înțeles, am implementat niște quest-uri, pe care cred că următorul episod o să-l fac, să vedem dacă putem să facem un quest, totuși, dacă cam e faza aia cu Back to School, cam așa se numește quest-ul și aia, da. Vedem tura viitor, adică episodul următor ce o să fie, știi? O să intrăm chiar imediat. Terminăm episodul ăsta și mergem la celălalt, știi? Bă, hai că ajungem imediat. Mamă, dar cum arată mapa, mi se pare... Se pare destul de ciudat așa, adică na. Cam pixelat. Mă, dar ce concentrată zici că cine știe ce misiune fac acum. Bă, roleplay. Man, cât am 5 minute să intre înapoi un pic pentru anul. Dar ce 5 minute, mă? A avansat la level 4. Avem nevoie de pentru finalizat. Nu mi-a mai dat bani. Bă, sărăcie, mă. Că, bă, dată deschide-te. De golf. Oh. Unde merg? A, merg aici la primărie, stăm. Și asta e. O să intru pic mai acolo să facem questurile, dacă o să mi se dea un refresh la ele. Dacă nu, asta e, înseamnă că atât a fost totul. Na, oricum a fost frumos cât a durat. De 2-3-2 episoade a fost chiar ok. Nu, zici că e ca cutie de chibrite. Noi în viața reală nu știu dacă aș putea încăpea în așa ceva, dar în fine. Dar oricum, stai să vezi ce fain se poate stona. Cred că ați văzut pe unul din videoclipuri de când jucăm pe server. Ia, stai. Am uitat. Așa. E combinat, parcă, între RPG și roleplay. Nu știu, e totuși ceva frumos. Trebuie să-mi găsesc o îmbrăcăminte mai ok față de asta pe care o am. Aici nu pot să caut. Ba mă ia, caut un tompiron. Deci dacă mă ia cu doctor cu deala, e clară treaba. Hai să facem o poză de tamne. Aia mi-o trebuie mie să mă muște șobolanii. Ferească Dumnezeu, stai să văd acum ce mi-a scăzut de HP-ul. Trebuie să văd de... Cum se numește? Bă, dar am apă. Ui, am apă cât pentru... O săptămână întreagă. Da, nu scade HP-ul, cred că. Nu? Da, nu. Vedem. Așa că nu dai de butonul de like, subscribe și ne auzim pe data viitoare. Te-am pupat. Hai că aici nu pot să ridic mâna pe X. Te-am pupat, pa, pa.